președinte, pentru că este cu noi aici în studio. Doamna președinte Pârcălabu, explicațiile pensionarilor. Sunt 5 milioane de pensionari în țara asta. Uitați, de exemplu, mama se uită în acest moment la noi și se întreabă ce se va întâmpla? Voi primi pensia la timp? O să-mi vină banii? Aud tot felul de anunțuri alarmiste? Îmi mai crește pensia? Văd că s-au scumpit alimentele, serviciile și așa mai departe. Medicamentele, o certitudine există pentru ea și pentru cei peste 5 milioane de pensionari? Ceea ce trebuie să le transmitem pensionarilor este faptul că își vor primi pensia și că nu se va recurge la situații de întârziere, pentru că atunci am discutat de falimentul statului, iar România nu s-a confruntat cu o astfel de decizie până acum și să sperăm că nici de acum încolo, chiar dacă în această criză sanitară care a declanșat și celelalte dificultăți în economie și în finanțele statului, să se ajungă la situația de a nu fi plătite pensiile. Cu privire la majorările viitoare, este firesc ca în logica evoluției economice pensiile să țină ritmul cu nivelul prețurilor și tarifele serviciilor. De aceea a promite niște procente care nu au o reprezentare și noi trebuie să reamintesc și cu această ocazie am avut în legea pensiilor o formulă de calcul a acestor reguli de majorare a pensiilor, ea ar trebui să fie păstrată și să nu se intervină conjunctural în a alimenta speranțele pensionarilor și să avem discuții de acest gen cu legi aprobate în Parlament care apoi să nu fie aplicate. Pentru că dacă legea votată în anul 2019, care a fost votată și de o parte importantă a parlamentarilor PNL, ar fi adus în discuție cu toată seriozitatea susținerea financiară pe baza rezultatelor economice, probabil că nu s-ar fi adoptat o măsură atât de generoasă în ceea ce privește pensiile. Pe de altă parte, cum spunea și domnul profesor Hadă și cum se cunoaște de altfel, în România pensiile sunt dintre cele mai mici. Dar noi am pornit din 2001 la un sistem de reformă a pensiilor în România care a fost gândit inițial foarte bine, dar pe parcurs el a fost modificat și traseul gândit inițial a fost deviat în mod permanent. Să nu uităm că și acum o lună în Parlament s-a mai votat o lege care aducea modificări stagiului de cotizare pentru persoanele care au locuit în zone de poluare chimică, fapt pentru care nu facem decât să aducem cheltuieli suplimentare la buget pe motiv spun eu, electorale, pentru că iacătă suntem într-un an electoral. Legea pensiilor este o lege foarte complicată, privește foarte multe aspecte cu influențe și în viața activă, pentru că contribuțiile sunt plătite de persoanele aflate în activitate și practic putem vorbi de influențe în toate domeniile vieții sociale și economice, fapt pentru care principiile ar trebui să fie unele sănătoase și respectate cu strictețe, indiferent de rotația persoanelor aflate la guvern sau în legislativul României. Ar trebui să avem o strategie în ceea ce privește evoluția pensiilor și a legislației în domeniul pensiilor, astfel încât discuțiile acestea interminabile să nu mai aibă loc. Pentru că toate modificările legislative și revenirile asupra lor nu fac decât să aducă și mai mari dezechilibre în sistemul de pensii din România. Și aș arăta faptul că ce s-a dorit prin legea 263 în anul 2010, când toate celelalte tipuri de pensii au fost integrate într-un singur sistem, s-a modificat la 5 ani după acel moment, respectiv în anul 2015, când acele legi care stabileau pensiile de serviciu au fost reactivate, dar ce să vezi, drepturile stabilite în baza legilor reactivate în 2015 au fost mai generoase decât cele din legislația anterioară. Și acum avem la Curtea Constituțională contestată legea privind impozitarea într-un procent semnificativ a
acestor tipuri de pensii și nimeni nu mai știe ce se va întâmpla în acest domeniu, producând de fiecare dată în mentalul public un amestec, pentru că discutăm de pensii de serviciu, iar oamenii nu mai înțeleg de ce acele pensii sunt în cuantum foarte mare față de media pensiilor din sistemul public. Cum spuneam, pensiile reprezintă lucruri serioase care pot ține de siguranța unui stat, iar dacă intervenim de fiecare dată sau fiecare ministru vrea să aroge faptul că a emis o nouă lege a pensiilor, nu este un lucru sănătos pentru întreaga societate românească, nici acum, nici în viitor. Șansele